Victoria Colesnic vă prezintă Telejurnalul. Bună ziua și bine v-am regăsit la știrile amiezii. O amplă rețea internațională specializată în traficul de stupefiante a fost descoperită de polițiștii din Belgia și Republica Moldova. Suspecții foloseau ca paravan o companie din Republica Moldova pentru a importa și transporta tone de cocaină din America de Sud pe continentul european. Marfa era ascunsă printre saci cu orez. Cocaina și orezul ajungeau într-un port din Belgia și era încărcată în camioane cu destinația Republica Moldova. Pe drum însă tirurile făceau popas pentru a lăsa prin Europa cocaina ascunsă în sacii cu orez. Potrivit anchetatorilor, traficanții de droguri au deschis prin intermediul a doi basarabeni o companie în Republica Moldova specializată în importul de cereale și carne din America de Sud. De fapt, compania era un paravan. Pe lângă orez, traficanții transportau și containere pline cu cocaină. Ulterior, drogurile au fost descărcate într-un port din Belgia, iar sacii cu orez au fost aduși în Republica Moldova. Erau deschise o companie de import a cărnilor și a cerealelor. Prin intermediul belgienilor, care își făceau traseu de drum spre Republica Moldova, în care erau plasat cocaină în saci de orez. Ulterior, pe drum, cocaina rămânea în angarele care am vorbit anterior și la Moldova ajungeau orezul, care s-a depistat că lipsesc o cifră anumită de kilograme, de tone, în Vama Chișinău, unde a fost făcut retur orezului, după ce au fost perfectate actele, a fost importat, dar a fost reținut la depozitul Vama. În urma perchezițiilor efectuate în Republica Moldova și Belgia au fost găsite 2200 de kilograme de cocaină. Până la moment, către grupul comun de la investigație, constata confiscarea a 2200 de kilograme de cocaină, implicarea a minimum 37 de persoane, dintre care 20 au fost arestate în Belgia, Olanda și Suriname. Totodată, polițiștii au anunțat și sechestrarea a 12 automobile de lux și alte bunuri în valoare totală de aproximativ 1,5 milioane de euro. Potrivit codului penal al Republicii Moldova, traficanții riscă o pedeapsă cu închisoare de până la 15 ani. Potrivit codului penal al Regatului Belgiei, pedeapsa cu închisoare pentru trafic de droguri este de până la 10 ani. Pompierii și salvatorii au participat azi noapte la simularea unui incendiu puternic ce a cuprins un local din Chișinău. S-a intervenit în forță cu 10 de autospeciale și ambulanțe. În Telejurnal aflați care a fost scopul acestui exercițiu complex. Guvernul de la Chișinău a semnat un acord cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru obținerea unui împrumut de 50 de milioane de dolari. Banii vor fi utilizați pentru procurarea gazelor naturale după 1 ianuarie 2020, în caz că Ucraina și Federația Rusă nu vor ajunge la un numitor comun privind tranzitul gazului. Prim-ministrul Ion Chicu spune că sunt pregătite două planuri pentru evitarea unei crize energetice. Acordul pentru acest împrumut a fost semnat la Chișinău de prim-ministrul Ion Chicu și directorul general al BERD pentru Europa de Est și Caucaz, Mateo Patrone. Banii vor putea fi obținuți oricând după data de 1 ianuarie, în caz că Republica Moldova se va confrunta cu o criză energetică. Noi, Guvernul Republicii Moldova, contăm că operatorii respectivi vor ajunge la un numitor comun și noi din 1 ianuarie vom primi gazul. Gazele naturale, pe traseul tradițional, iată, evenimentul de astăzi înseamnă semnarea unui acord care ar asigura Republica Moldova cu gaze ca scenariu de rezervă. Autoritățile vor împrumuta cei 50 de milioane de dolari doar după ce vor examina primul plan de rezervă, și anume recepționarea gazelor naturale prin culoarul transbalcanic. Reprezentantul instituției bancare a anunțat că la ședința bordului BERD s-a discutat și despre cofinanțarea gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău. Infrastructure such as the Ungheni-Chișinău pipeline is of course of paramount importance for the energy security of Moldova, but this is not enough. Moldova needs a regulatory system that will allow it
to diversify sources of finance. Prin semnarea acordului de împrumut, guvernul de la Chișinău și-a asumat în fața BERD reforma acestui sector prin liberalizarea pieței gazelor naturale și diversificarea surselor de aprovizionare. Discuțiile privind obținerea asistenței financiare au fost lansate de guvernul Sandu în luna septembrie. Premierul Ion Chicu efectuează astăzi o vizită oficială de lucru la Kiev. El va participa la summitul șefilor de guverne ale grupului GUAM, format din Georgia, Ucraina, Azerbaijan și Republica Moldova. Prim-ministrul de la Chișinău a avut deja o întrevedere cu omologul său ucrainean, Oleksiy Honcharuk. Un alt subiect abordat în cadrul acestei vizite de lucru va fi și criza gazelor naturale, în contextul în care negocierile ruso-ucrainene la acest subiect sunt în plină desfășurare pentru găsirea unei soluții. De la 1 ianuarie 2020, facturile la energie electrică vor arăta altfel pentru 70% din populația Republicii Moldova. Asta pentru că una dintre cele mai mari companii energetice din țară și-a schimbat denumirea. Gas Natural Fenosa devine Premier Energy. Noua identitate aparține companiei din România cu aceeași denumire controlată de holdingul EMA Capital din Cehia, care anul acesta a devenit acționarul majoritar la Gas Natural Fenosa. Schimbările operate de noi acționari ai companiei se vor limita la modificarea numelui și a imaginii mărcii. Conducerea va rămâne aceeași, la fel serviciile și tarifele. I hope that if there's any change, it will be change for better, of course. But generally, we would like to build on continuing, because we have the management who manages the company very well, and they stand in their positions, and I believe that it will be continuous process. Pentru perioada următoare, firma își propune să aducă modelul de business din România în Republica Moldova, iar pe termen lung vrea să se orienteze spre energia regenerabilă. We are the majority owner of Premier Energy in Romania, and we do believe that we can use the business model from Romania also here. And I do believe that our business model in Romania is, as I said, good for us as the entrepreneurs and for the consumers from the point of view of their benefits. Reprezentanții Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică salută aceste schimbări, dar spun că în discuțiile pe care le-au avut cu investitorii, le-au pus în vedere ce ar trebui să facă mai bine de acum încolo. Am avut niște cerințe de bază. În primul rând, să asigure investiții în sector numai mici decât au făcut-o precedenții. Ba chiar mai mult, am cerut ca să facă investiții mult mai mari în dezvoltarea rețelelor interne, pentru că sunt multe reclamații care le primim din partea consumatorilor și consumatorilor casnici în special, vis-a-vis de calitatea serviciilor și calitatea rețelelor. Întrebați de jurnaliști, investitorii cehi au refuzat să spună la ce sumă se vor ridica investițiile din Republica Moldova. That's like Christmas presents to your children. You never say that. Prezent la lansarea noului brand, ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Mihalco, a urat bun venit investitorilor și a declarat că va monitoriza cu atenție situația din sectorul energetic. Vreau să asigur din partea noastră, că delegația Uniunii Europene, că noi vom continua să susținem investițiile europene, să monitorizăm situația în mediul de afaceri din Republica Moldova, să monitorizăm situația în sectoarele importante, precum sectorul de energie, existența regulatorului independent. Gaz Natural Fenosa, care a devenit Premier Energy, are o cifră de afaceri de circa 6 miliarde de lei, fiind una dintre cele mai mari companii din Republica Moldova, care oferă servicii pentru 900.000 de consumatori din centrul și sudul țării. Pompierii și salvatorii au mers în această noapte la club, nu la distracție, ci la muncă. Ei au participat la o simulare a unui incendiu puternic ce a cuprins un local din Chișinău. S-a intervenit în forță cu zeci de autospeciale și ambulanțe. Exercițiul a avut scopul de a testa abilitățile salvatorilor în condiții extreme. Conform scenariului, un club de noapte în care se aflau 250 de oameni a fost cuprins de flăcări. Alarma s-a dat puțin după miezul nopții. La fața locului au fost mobilizate toate serviciile de urgență pentru intervenție în situații excepționale.
La stingerea incendiului au participat 80 de pompieri cu 15 autospeciale. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, exercițiul a avut loc în timp real. La început, echipajele de intervenție nu au știut că vor participa la o simulare, ci la o situație reală. Avem un incendiu în proporție în subsolul discotecii. Scopul exercițiului a fost de a testa capacitățile de intervenție a tuturor serviciilor de urgență în situații excepționale în timp real și în condiții similare celor reale. IGSU a planificat scenariul după modelul incendiului din clubul de noapte colectiv produs la București în urmă cu 4 ani. Cu tricolorul în piept și mesaje de felicitare în limba română a fost sărbătorită Ziua Națională a României în autonomie găgăuză. Evenimentul s-a desfășurat la Universitatea de Stat din Comrat. Alături de studenți și profesori au venit înalți oficiali, dar și oaspeți din România. Daniel Ioniț, ambasadorul României în Republica Moldova, i-a îndemnat pe studenții de la Universitatea de Stat din Comrat să învețe și limba română, care poate fi o ușă deschisă spre un viitor mai bun. Cine vorbește o limbă, trăiește o singură viață. Cine vorbește mai multe limbi, trăiește mai multe vieți. Să fiți ceea ce sunteți, să vă promovați identitatea, să vă promovați specificul, pentru că asta face diferența între dumneavoastră și alții, dar în același timp să nu uitați să învățați și limba română, pentru că limba română vă va ajuta să aveți acces, de ce nu, în întreg spațiul Uniunii Europene, pentru că limba română este una din limbile oficiale vorbite la nivelul Uniunii Europene. Între Universitatea Dunărea de Jos din Galați și Universitatea de Stat din Comrat există o colaborare strânsă. Cele două instituții de învățământ superior fac schimburi de experiență și organizează conferințe despre interculturalitate și multilingvism. Tocmai de aceea, reprezentanții ai Universității din România au venit la Comrat pentru a marca această zi importantă pentru națiunea română. Am venit aici ca să reprezint Universitatea Dunărea de Jos în Galați la acest eveniment care reprezintă o mare bucurie pentru noi, o sărbătoare a limbii române. Mă simt foarte bine și de fiecare dată când vin aici mă simt foarte bine, pentru că grupul de masteranzi are multă căldură și ne înțelegem foarte bine. Cu un mesaj de felicitare adresat tuturor celor care simt românește, a venit și rectorul Universității de Stat din Comrat. De Ziua Națională a României în Universitatea de Stat din Comrat și al meu personal doresc să-mi transmit poporul român cele mai călduroase felicități și urări de sănătate, bunăstare, prosperitate și succes. La mulți ani, România! După cum spunea Nichita Stănescu, limba română este ca o duminică, da? Duminică este o zi de sărbătoare, deci am transformat și noi această zi în sărbătoare. Evenimentul a fost organizat în incinta Centrului de Informare al României, inaugurat la Universitatea de Stat din Comrat în anul 2015. Acest centru este un instrument valoros de promovare a limbii române și a elementelor de cultură și civilizație românească.